Guvernul vrea să interconecteze bazele de date ale poliției și ale autorităților fiscale potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, iar în cazul în care un cumpărător de autovehicul nu plătește taxele cu privire la deținere și înmatriculare în 60 de zile, înmatricularea este suspendată. De asemenea, punerea în circulație a unui autovehicul cu înmatricularea suspendată constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa 4-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte amendă. Executivul intenționează să modifice ordonanța de urgență a guvernului cu numărul 195 din anul 2002 privind circulația pe drumurile publice la capitolul înmatricularea vehiculelor prin ordonanță de urgență privind debirocratizarea aflată în consultare publică. Autoritatea competentă transmite autorităților fiscale competente situația vehiculelor înscrise sau transcrise în evidențele proprii în primele 5 zile ale lunii pentru luna precedentă. În termen de 60 de zile de la data înscrierii sau transcrierii transmiterii dreptului de proprietate a unui vehicul, titularul certificatului de înmatriculare este obligat să-și îndeplinească obligațiile de natură fiscală sau financiară prevăzute de lege cu privire la deținerea și înmatricularea vehiculelor. Se arată în proiectul de ordonanță de urgență. Conform sursei citate, autoritățile fiscale competente vor transmite autorității competente situația vehiculelor pentru care proprietarii nu și-au îndeplinit în termen obligațiile prevăzute, respectiv dacă titularul certificatului de înmatriculare nu a plătit obligațiile fiscale. Înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept în cazul proprietarilor care nu și-au îndeplinit în termen obligațiile, începând cu prima zi după împlinirea acestui termen. Autoritățile fiscale competente comunică autorității competente îndeplinirea obligațiilor restante în termen de 48 de ore de la îndeplinirea acestora. La primirea comunicării, autoritatea competentă revocă măsura suspendării înmatriculării, se mai arată în textul proiectului. De asemenea, punerea în circulație a unui autovehicul cu înmatricularea suspendată constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a 4-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte amendă. Totodată, potrivit memorandumului privind măsuri de simplificare și de coordonare a procedurilor administrative din Administrația Publică Centrală de Specialitate, aflat și el în dezbatere publică, guvernul va demara modificarea cadrului normativ în vederea eliminării obligativității contravenientului de a transmite dovada plății către organul din care face parte agentul constatator, verificarea efectuării plății urmând a fi realizată la nivelul organului de executare.